La invitația Ministerului Turismului, o delegație din Buzău, condusă de președintele Consiliului Județean Petre Emanuel Neagu, participă în aceste zile la Expoziția Internațională de Turism, Agrement și Industrie Hotelieră, care are loc la Chișinău, în Republica Moldova. Județul Buzău își promovează alături de alte 21 de firme și consilii județene din țară nu doar obiectivele turistice, precum stațiunea Sărata Monteoru, rezervația naturală Vulcanii Noroioși, geoparcul Ținutul Buzăului, ori Muzeul Chihlimbarului de la Colți, ci și celebrele produse tradiționale buzoiene, cârnații de pleșcoi, covrigii de Buzău și vinul de Pietroasele. Vom promova, bineînțeles, stațiunea Sărata Monteoro. Suntem pregătiți pentru că, zic eu, este perla stațiunilor, nu numai din județul Buzău, ci chiar din sud-est de aici de la noi. Vom promova, bineînțeles, Vulcanii Noroioși, vom promova Muzeul de Chihlimbar de la Colții. Târgul Internațional de Turism va fi deschis până pe 9 aprilie. Evenimentul este cea mai importantă manifestare internațională specializată din Republica Moldova, care prezintă toate segmentele industriei turistice, inclusiv ofertele agențiilor de turism din Moldova și de peste hotare, dar și altor companii din domeniu.